Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Important nu e cel ce critică, nici acela care arată cum se împiedică omul puternic. Lauda îi se cuvine celui ce se află în arenă, a cărui față e năclăită de praf, sânge și sudoare. Celui care se luptă cu mult curaj, celui care dă greș iar și iar. Pentru că nu există efort fără greșeală și neajunsuri. Au trecut aproape 100 de ani de când au fost rostite aceste vorbe. Vremurile sunt aceleași. Cei care sunt în arenă primesc mai multe critici, pentru că au curajul de a fi vulnerabili. Acum un an, invitata mea îmi spunea că nu are acest curaj, deși a trecut și ea prin multe. Anul acesta, în momentul acesta, toți încercăm să procesăm fiecare cum poate vulnerabilitatea la nivel mondial. Se pare că pentru asta avem nevoie de cel mai mare curaj. Astăzi dea viața ascunse la Nadine, o femeie care are curajul propriilor convingeri. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Hai că am încercat așa, cu forță, cu curaj. Dar fiți mai prins cu vulnerabilitatea. Uite aici, de un an de zile te așteaptă cartea. Ți-am scris pe WhatsApp, da. Știi, acum un an, da. Că am cumpărat cartea asta gândindu-mă la tine, pentru că fix despre asta mi-ai spus data trecută la finalul emisiunii. Da. Că nu ai curajul pentru a oferi din vulnerabilitatea ta, pentru a arăta. Corect. Am încercat să o citesc, pe aici, pe dincolo, am mai sărit niște pasaje care, știi, n-am putut să le integrez. Dar îmi face o mare plăcere să ți-o ofer. Îți sunt recunoscătoare. Și să oferim din ea astăzi telespectatorilor. Mulțumesc. Vreau să te întreb câte succese și câte înfrângeri ai avut din martie încoace. Dacă le-ai numărat, dacă au contat. Tu cu tine. Le văd pe toate doar succese prin faptul că sunt recunoscătoare că am avut oportunitatea de a participa la bătălie, știi? Așa. De cea de care vorbeai în introducere. Da. Și sunt recunoscătoare, uite, de exemplu, a fost o scenă de o vulnerabilitate care și acum mă sterpezește dinții când mă gândesc la ea și o percep cu rușine, o percep cu respect pentru omul care am fost în acel moment și sunt încă foarte confuză de ce mi s-a întâmplat și cumva era inevitabil să se întâmple. Și anume, colegii din TVR mi-au făcut o petrecere surpriză la care am plâns de-am spart avioane, iar eu așa ceva nu fac. Da? Nu-ți plac nici surprizele, nici petrecerile, să înțeleg. Și mai ales nici să-ți arăți sentimentele, nu? Nu-mi place să ne dăm peste cap. Îmi place să păstrăm lucrurile simple. Serios? Nu s-ar fi spus dacă ne-am fi gândit la Nadine cea de acum 20 de ani. Nadine cea de acum 20 de ani deschidea ușa cu piciorul și făcea: am venit! Exact! Hey! Nu vă bucurați? Vă sunteți entuziasmați? Am venit de job, mai bine mă retrag. Adică eram o divă. Da? În... Acaparai toate privirile, nu? Da, cred că era divă cu țipoancă combinat. Știi? O bombă sexy. Iar acum, la 43 de ani, aș vrea să păstrăm lucrurile simple, să nu mare, toți oamenii sunt importanți, toate zilele sunt importante, nu e una mai importantă ca alta, nu sunt eu mai important ca voi, haideți să păstrăm. Această petrecere surpriză, nu știu ce... Tu, am plâns odată când s-a întâmplat momentul, dar după am plâns constant în timp ce oamenii beau un prosecco, se bucurau de o prăjitură și eu stăteam și plângeam în continuare ore întregi după. Yes. Am trăit o rușine, mă gândeam așa, când simțeam că îmi explodează lacrimile pe ochelari, îmi imagineam ca în filme, știi, când o iau la fugă pur și simplu, și chiar nici nu contează ce spune lumea, important e să fug, să scap de aici. După aia mă căutam în geantă după ceva. Pe vremuri mai aveam câte o bombonică care mă relaxa, care ceva. Dar eu acum, la 43 de ani, nici nu beau, nici nu mai fumez, nici nu mai beau, nici nu mai fumez, nici nu iau bombonele liniștitoare. Așa. Și sunt crudă, știi? Adică totul e... Nu mai am straturi. Și tu, și îmi curgeau lacrimile pe ochi și din când în când câte o clima spunea: iubita mea, dar te simți bine? Și mă gând, luni de zile, asta s-a întâmplat în februarie. Suntem în... Când suntem? Nu mai știu în ce lună suntem. În august. Suntem în august. Și în oglindă, uneori, uitându-mă în oglindă, de ce ai plâns? Așa. Știi? Cred că...
Vine o vârstă când apreciezi altfel atenția oamenilor. Vine o vârstă când apreciezi altfel conexiunea umană. Vine o vârstă când ești recunoscător că suntem împreună și că gândim acest împreună și că luptăm la acest împreună. La 20 de ani nu te lupți pentru relații. La 30 de ani, poate să plece, se întoarce. Și dacă nu se întoarce, găsesc altul, găsesc alta. Sunt oameni, sunt prieteni pe toate drumurile. Dar vine o vârstă când știi că sunt volatile relațiile și știi că sunt atât de fragile relațiile dintre oameni. Și cred că mi-a plăcut atât de mult chestia asta de împreună și faptul că m-au gândit atât de mult pentru a-mi face acea surpriză, încât anii ăia în care am ridicat acest zid, voi sunteți dincolo de zid, iar eu sunt aici pentru că iubesc solitudinea, ceea ce îmi place, iubesc solitudinea și îmi place să fiu singură, dar pe un covor de conexiune umană, reală. De ce ai simțit rușine? Am simțit rușine pentru că asociez vulnerabilitatea cu slăbiciune, cu eșec, cu nereușită, pentru că în istoricul meu era musai să reușești pentru că altfel ți era foame, era musai să reușești pentru că altfel ți era frig, era musai să reușești pentru că altfel erai arătat cu degetul și dat afară. Și atunci am prins gustul la reușită și nu există cale de mijloc. Pentru că de unde vin eu, nu există cale de mijloc. Aseară înainte să vin la tine, fiind ușor înspăimântată de întrebările tale, evident, inconștientul zicea, putea să o zică pe asta, putea să o zică pe asta, taci din gură, vreau să dorm! Sună ceasul la 6:30 să nu întârzi la Florentina Fântânaru, dar da, e posibil să fie teamă de aia. Și am o prietenă care, și oamenii fac în general așa, eu în copilăria mea am fost foarte săracă, n-am avut televizor ca alții, iar mi-am petrecut copilăria la bunici vacanțele, pentru că, știi, ai mei nu aveau bani să mergem la mare sau la munte și când prindeam câte o bucată de carne, ne îndopa bunica mai toată ziua cu sandwich-uri, cu gogoși. Aia nu e sărăcie. Și știi că eu trebuia să mă încalț cu pantofii de la verișor și nu erau niciodată culoarea care îmi plăcea. Aia nu e sărăcie. Alea nu sunt temeri, alea nu sunt probleme, alea nu sunt griji, real. Și în istoricul meu, când vii de la așa o extremă, evident că cu vârsta, cu conștiința trează și prezentă fiind, apreciez lucrurile altfel. Și tortul! Am și tort! Așa m-a ales Dumnezeu în soarta mea de am ajuns să am și tort. Oamenii nici nu se mai bucură de lucrurile astea, știi? E adevărat. Și noi ar trebui să învățăm pe cei mici, pe ai noștri, pe băieții noștri, da? Că și tu ai băiat, da. Și eu la fel. Dar putem să vorbim despre asta cu ei? Despre, da, bineînțeles. Despre rușine, despre vulnerabilitate, despre curajul ăsta de a-ți arăta, nu? Vulnerabilitatea și toate consecințele, nu? Noua are voie să plângă, Noua este încurajat să plângă, Noua nu îi se spune niciodată băieții nu plâng, Noua nu îi se spune niciodată bărbații nu fac așa ceva. Mi se pare nedrept că bărbații trăiesc pe lângă noi, prin preajma noastră, fiind conștienți că ei trebuie să aibă întotdeauna mai mulți bani ca noi, trebuie întotdeauna să rezolve situații, trebuie întotdeauna, pe când bieții de ei de asta și colapsează, sunt la fel ca și noi și ei se chinuie să priceapă lucruri, nu vor să dea în cap, dar vor să ducă o fată la restaurant și să plătească consumația și noi le spunem, e normal, nu e normal. Și el e o ființă umană care. Și atunci băieților noștri trebuie să le povestim despre cât de în regulă este să fii vulnerabil, să plângi, să spui că nu poți și că e ok, facem împreună. Dar cât de normal e să îi spui copilului că, iată, oameni puternici, cum sunt autoritățile, cum sunt cei care hotărăsc pentru majoritate, colapsează, sunt și ei vulnerabili și că la un moment dat e posibil să nu mai facem față. Trăim niște vremuri în care, iată, încercăm să procesăm o vulnerabilitate la nivel mondial. Trăim aici, suntem conștienți de ce avem și foarte conștienți de ce n-avem. Cum le spunem copiilor să înțeleagă, da, și să știe cu adevărat, nu să-i speriem, cum spun mulți, majoritatea, nu vorbi despre asta, sperii copilul, nu-l traumatiza, nu-l alarma, că cine știe ce îi mai creezi. Cum facem? Apropo de vulnerabilitate, de curajul de a fi vulnerabil, de cartea asta. Și îmi place la Noua, a înțeles că
societatea noastră în care trăim și anul în care am ajuns nu este o chestiune finită. Și i-am spus că noi oamenii tot lucrăm la societatea pe care o avem și fiecare dintre noi adaugă sau scoate, pentru că o societate este în continuă schimbare, da? Că este biologic procesul, da? E vie. Și că el spune, mami, mie nu-mi place că la școală trebuie să fac asta. Zic, mami, când o să te faci mare, tu poți să schimbi. Pentru că nu a spus nimeni că așa trebuie să fie școala, așa trebuie să se îmbrace oamenii, așa trebuie să mănânce oamenii. În fiecare zi tot descoperim lucruri despre noi și fiecare dintre noi vine la ștafetă, a venit rândul tău să faci. Poate ți iese, poate nu ți iese, dar suntem work in process. Și frustrările sunt mai mici atunci când nu mai are așteptările alea înalte sau și pentru noi, adulții. Noi am un guvern, te-am plătit, dar noi nu înțelegem că acolo sunt destine, sunt ființe, sunt minți, sunt istorii, fiecare om e un istoric în parte, care vine cu bagajul său și decide pentru noi ceilalți. Frustrarea mea este că eu, ca individ, nu mă preocup de direcția în care mă duc eu cu viața, ci vreau ca tu să-mi duci mie viața într-o direcție bună. Nimeni nu știe să-ți ducă viața într-o direcție bună. Tu trebuie să preiei frâiele propriului destin. Iar asta este dificil și de-aia o dăm pe guvern. Dar nu este de la guvern, din punctul meu de vedere. Din martie, din momentul în care totul s-a schimbat, școala n-a mai fost ce era, interacțiunile au dispărut, a fost perioada de izolare. Cum ați înțeles-o voi? Cum ați perceput-o? Cum v-ați echilibrat în starea aceea de urgență și ulterior, ușor, ușor, pentru că trăim acum cumva un soi de paroxism al cazurilor. Dar, deși atunci am fost constrânși. Prima săptămână, mi-amintesc, când încercam să înțeleg ce se întâmplă, asta era prin martie, aveam un vâjit în cap constant și tot timpul îmi venea să mă țin de ceva și să mă culc de după amiază. Îți fugea pământul de sub picioare. Da, pentru că absorbeam puțin câte puțin realitatea, dar realitatea, nu nerealitatea în care trăiește majoritatea, în care, în 3 luni de zile o să fim ok, o să duc copilul la școală, de la școală eu tot primesc mail-uri să iau uniforme. Tanti, ce uniforme? Serios? Pentru, da, e al doilea mail. Acum, da. Pentru uniforme, că începe școala, adică da, începe îl trimit în perdea dacă este sănătoasă planeta. Stai să ajungem până acolo. Îi face mama uniforme. Nu cumpăr nici uniformă, nicio uniformă. Titi, dragă, știi aia cu 6 da. Caimple. Și în prima săptămână, strop cu strop se așeza, mă uitam la Apostolescu și ziceam, cred că ar trebui să luăm și noi. Știi, mintea aia de la lui bunica, s-a născut în 21, care zicea, mămică, întotdeauna să ai în casă un borcan mare de făină, unul de mălai, unul de stafide, unul de zahăr. Bă! Da? Râdeam de ea după Revoluție. Acum te duci, ții 3 felii de carne, n-ai nevoie de borcanele tale și de... Mămică, mi-aș dori și eu o ladă frigorifică. Ce, Doamne, iartă-mă, ce rușine ne râde satul. Odată pe an ea strecura mălaiul și făina, arunca și iar completa și fericită punea aia. Așa. M-am trezit că eram trezit, bunică. Nu? Așa. Mă gândeam la borcanele bunicii, n-ar fi, dar nu știam ce să cumpăr. E, săptămâna aia de nu știi ce să cumpăr, să cumpăr. Sunt în categoria oamenilor care face provizii sau sunt atât de culă și detajată în care eu ce? Și după aia m-am gândit, ori sunt aia care bat la ușa, hai să-mi dai și mie, am mai fost acolo și nu vreau varianta asta. Așa. Ori sunt aia care dacă bate cineva la mine la ușa, zice, aveți aia? Am, că am ales să mă zdrângănesc, știi? Să mă zdrângănesc așa, echilibrat. Și ce ai ales până la urmă? Ai ales să să fac treci, provizii și așa, să mai cumpăr o ladă frigorifică. Și mă gândeam, atât de primitivă mă simțeam și recunoscătoare strămoșilor mei primitivi care m-au învățat aceste talente. De a aduna și a mă simți în siguranță cocoțată pe chilele mele de mălai și de așa și de lada frigorifică. Și ce mi-a plăcut a fost că a luat din glamour. Nu că eu aș fi avut și niciodată nu m-am dus pe glamour și așa. Dar toate buzele umflate și tot luciu și toate genele false la sfârșitul zilei au fost luate de ai mălai. Și zic, da, de fapt, la sfârșitul zilei, noi pe planeta asta suntem pe muche de cuțit în orice secundă, din orice motiv. Fie că Trump, fie că Erdogan, fie că Putin, fie că decide, noi trebuie să ajungem să... Da, lasă lipsticul. Ai niște mălai? Și eu mă simt mai confortabil în starea asta mentală,
în care sunt prezentă cu fața la joc decât prea detașată și să păi m-a prins în Dubai și n-am apucat, voi ce faceți acolo că nu pot să mă întorc. Prefer să fiu, știi? Perioada asta e crâncenă. Multe cazuri la ATI, multe infectări zilnice, unii zic că nu e adevărat, că nu se poate așa ceva, că e doar o conspirație, o invenție, doar așa o panică generală, cine știe, pentru unii și alții, ca să se îmbogățească, să facă cumva altele. Tu ce simți? Tu ce crezi? Ce ai vorbit cu familia ta? Ce i-ai spus soțului tău? Cum te-a liniștit el? Ți-ai arătat din vulnerabilitate? Vulnerabilitatea mea a fost în prima săptămână, recunosc, când mă țineam de toate prin casă și voiam să dorm de după amiază. Și dormeam, pentru că altfel nu funcționam. Și nu mai ieșai din casă? Oricum n-am mai ieșit din casă, am ieșit azi. Și nu mi-a fost ușor. Cum adică? Am ieșit așa, mai ieșit punctual de câteva ori și nu mi-a fost ușor. Păi, nici asta nu e bine, pentru că îți creează o fobie la un moment dat, ce să faci? Nu, că mie îmi place că eu sunt de animal de apartament. Așa? Și îmi place în casă, am avut multe de făcut și am profitat de oportunitate, că am perceput-o ca pe oportunitate. Îi invidiez pe cei cu teoria conspirației. Îi invidiez. Aud multe variante și sunt geloasă și vreau și eu. Și să zic, crezi, zic și mie. Poți să crezi asta? Da. Mi-am cumpărat la un moment dat și o carte cu reptilien și am zis, mama mă, și nu crezi și eu în reptilien? Pentru că uite ce fericit sunt ăia. O arunc acolo pe reptilien și aia e reptilian, că și aia și ăla. De-aia se întâmplă nenorocile, de-aia eu sunt nefericit. Dați-mi, fraților, și mie cartea ca să înțeleg și o sursa nefericirilor mele, că poate o sta în reptilien. Și citesc răznăi și îmi place să văd câte variante de stări mentale sunt pe lumea asta. Așa. Din păcate pentru mine, dar lucrez la asta încă, nu s-a lipit nicio conspirație de mine. În schimb, nici nu dramatizez de ce, pentru că felul în care am ales să mă raportez la viața pe această planetă nu este unul comun, și anume, e adevărat că ne uităm toți într-o singură direcție, numai că eu aleg să văd că trăznăi se întâmplă, mai mari sau mai mici. Nu e nimic personal, nu vrea nimeni să-mi dea mie cu pandemia ca să-mi încurce mie lui Nadin Apostolescu existența. Lucruri se întâmplă și felul în care aleg să mă raportez e diferit. Și atunci eu am ales așa. Nu? Eu am ști că investesc în igiena minții enorm. Și pentru că investesc în igiena minții, nu aleg frica, pentru că nu-mi folosește. Pentru că nu am control. Este înțelept pentru mine în fiecare zi să decid care sunt lucrurile asupra cărora am control. Asupra pandemiei nu am control. Real, 100% nu am control nici dacă iau virusul sau nu. 100%. Fac și eu tot ce pot. Ce zice nenea să fac? Să îmi pun mască, să mă spăs, să stau la distanță, să... Bine, bun. Că real mă ajută cu ceva sau nu, nu mai ajunge în sistemul meu. Fac mecanic, sunt un roboțel căruia i s-a spus e bine dacă faci ăla. A, da, ok. Știi tu mai bine că ești doctor și eu chiar nu sunt. Deci te creditez pe tine. Fac chestia asta. Dar după am ales să fac pace că sunt în mijlocul unei furtuni care mă îndoaie după cum se duce, iar eu aleg să nu mă rup. Am grijă doar să nu mă rup. Și atunci investesc enorm în calitatea vieții, știind că în perioada asta o să am mai mult nevoie de ciocobonțuri, de filme de pe așa, în calup multe, de cărți nu din alea deștepte, dar din celelalte. Am nevoie de mai multe față de în mod normal ca să merg să plutesc. Dar nu îndrăznesc nicio secundă să mă gândesc la viața normală. Cine își spune când revenim la normalitate, își mai bate un cuin, pentru că cuvântul normalitate nu trebuie să existe. Nu ne mai jucăm cu el. Da. Lasă-l acolo. Nu despre el e vorba. Pentru că mă gândesc deseori și ți-închid la iubesc History Channel, iubesc cu războiul mondial, cu trăznăile care s-au întâmplat cu oamenii ăia. Doamne, cum? Că eu caut bomboana care mă relaxează la cea mai mică adiere de vânt și voi. Da. Frate, pentru mine sunt ca într-o situație de război în care am aparent un inamic pe care nu-l văd, dar ăla l-a văzut și ăla și zice că vine și după mine. Păi ce să fac? Stai în casă! Încerc! Și dacă mă raportez ca la o situație din asta atât de, sunt fericită că nu pică din cer și nu mă pune să stau cu lumina stinsă, cum îi punea pe aia la război mondial, că vin nemții să stau cu lumina stinsă. Și oamenii atunci cum ar fi fost să zică, da, m-am săturat să stau cu lumina stinsă!
Nu se mai poate așa ceva, dar stau de un an cu lumina stinsă. Păi, ești în timpul unui război. La fel și acum. Băi, m-am săturat să... Păi da, dar ești în mijlocul unei furtuni. Fie că vrei, fie că nu. Tu te știi. Emoțiile negative cu care te-ai confruntat cel mai mult, cel mai intens, pentru că avem nevoie de intens, indiferent dacă e de bine sau de rău, ne place intensul. Ce ai făcut cu ele? Cum s-au manifestat? Cum ai avut grijă de ele? Am avut o săptămână, așa. Dar astea n-am perceput. Ai făcut urât? În afară de săptămâna aia cu aniversarea mea, unde am plâns de față cu toată lumea și am trăit rușinea rușinilor. Bine, asta a fost în februarie. A fost în februarie, da, eu încă, da, pentru mine n-a trecut momentul. Sunt tot acolo, încă lucrez la el că vreau să știu de ce. N-am identificat real de ce, dar lucrez la el. Dar pe care l-am perceput ca rușine, deși oameni buni, nu e rușine să plângi în public. E minunat, ești om. Iar eu nu prea vreau să fac parte din, se pare, din această rasă umană. Prefer la roboți decât cu așa emoții. Dar am mai avut o săptămână acum de curând, când am plâns o săptămână întreagă, știi? De ce n-am perceput ca rușine? Că nu mă vedea nimeni. Doar că eram pe marginea patului, știi, cu mâinile așa și plângeam și curgeau lacrimile pe ei și jur că tot ceea ce știam din toate cărțile și de la toți oamenii deștepți și nedeștepți, dar tot ce știam despre viață n-am putut să-mi spun ca să mă opresc din plâns. Și, evident, săpând în meditație, am aflat că era un sentiment profund de inutilitate. Uh-huh. Și știam că era un sentiment profund de inutilitate și de degeaba, un mare degeaba. Și am știut că voi anihila acest degeaba punându-mi creierul, care el este un, pentru că e limitat creierul nostru, da? În comparație cu tot pachetul ăsta de ființă întrupată, bla bla. La știam că dacă îl pun la muncă și dacă îi dau un program pavlovian, el o va lua din loc și va toca și mărunți altceva. Aveam nevoie să-i arunc un os. Știi, cam asta se întâmplă cu omenirea. Mă uit la omenire de pe planetă, la rochițe, toate emisiunile alea cu rochea perfectă, cu ce tu, cui pasă pe lui? Atâta timp pierdut și producție în loc de lucru. Da, pentru că e un os. Ia, nu vrei să știi care e cea mai frumoasă roche din lume? Nu că ți-ar folosi la ceva sau ar fi. Așa și eu. Știam că trebuie să-i arunc creierului meu un os. Și nu mă interesa cu curele de slăbire, nu era un os suficient, pentru că nu voiam să impresionez pe nimeni, ar fi contat, știi? Nu mă interesa cu mușchii să fac, să arăt, că nu vreau să impresionez, nu vreau să leșine nimeni când trec eu pe stradă, nu vreau să zică nimeni despre mine, mamă, că nu-mi folosește la nimic. Deci nu era un os bun și mi-am aruncat osul învățăturii, eu la anul am bacul. Da. Și nu era nici ăla suficient de important, pentru că eu nu cred în reperele societății. Societatea a inventat că trebuie să existe bacul și dacă nu îl treceți, nu sunteți deștept, nu sunteți bun, nu sunteți viabil pentru viața socială, bla, bla, bla. Nu cred în asta. În schimb, cred în investiția în evoluția umană. Și știam că este un proces și o etapă din evoluția mea umană la nivel educațional, ca individ. Iar asta a fost un os la care îmi place să rod în continuare. Pentru că eu am spus așa, România are nevoie de oameni cultivați. România mai mult ca oricând are nevoie de oameni care să aibă habar de istoricul său, de încotro, să vină să pună umărul la construcția țării. Iar asta este ceva ce mi-a plăcut. M-am uitat pe geam, n-am văzut pe nimeni. Acolo e românii mei! Acolo e românii mei și avem nevoie unii de ceilalți, iar eu pentru asta pun osul la muncă și când mă voi reîntoarce în fața voastră, în mijlocul vostru, împreună o să facem, pentru că o să știu și eu chestii. Știi? Și n-a mai fost degeaba. Și n-a mai fost degeaba. Când se mai insinuează sentimentul ăsta de gol, uh-huh, da? De inutil, uh-huh, pune-te la îndemâna unuia care are nevoie și atunci o să vezi cum dispare inutilitatea. Sunt convinsă de asta. Eu am asociația exact, aia și fac. Exact. Ce ai făcut cu ei? I-ai lăsat de izbeliște? Nu, ei sunt băgați pe căprării. Așa. Se fac trasee cu pungi, cu traiste, cu resurse, cu... Dar e uneori e nevoie de mai mult de atât. Și știi ce? Degeaba am soluția pentru tine dacă n-am soluția pentru mine. Dacă eu nu știu de ceul meu.
Dacă n-am răspuns la de ce eu să fiu pe lumea asta? Iar eu am înțeles că eu deocamdată în aici și acum vreau să fiu pe lumea asta, că vreau să pun umărul la evoluția noastră ca popor, pentru că este singurul pe care real îl știu și singurul pe care îl cunosc și singurul care, nu știu dacă mă vrea neapărat, dar cu care simt că am o familiaritate mai mare decât cu un altul. Și îmi place acest împreună, știi? Mai un pic și începe școala. Yay! Ești pregătită? Eu da. Pe nu știu online? Dacă copiii ăștia sunt pe pregătiți. Online? Ce zici? Mie îmi place, iartă-mă, dar îmi place. Eu doar așa asta în școală. Îmi place online. Mie nu-mi place să... Păi care-i soluția? Tu așa o vezi? Că uite, se chinuie oamenii, sunt întrebați și adolescenții, copiii de liceu, profesorii, părinții. Ce soluție să se găsească pentru continuarea studiilor? Eu nu sunt bună să spun, eu pot să spun că am un răspuns pentru cei de la fără frecvență. Cei de la fără frecvență ar trebui să stea în online, de ce? Ultimele luni de școală în online cu fără frecvența mea, am văzut colegi pentru prima oară care erau la muncă în Italia și erau fericiți că pot participa la ore. Și într-adevăr este un câștig pentru acei adulți care vor să-și termine educația din respect pentru și nu pot pentru că sunt la muncă și culeg căpșuni. Și au și ei nevoie să-și termine școala. Și atunci chestia asta cu online nu este benefică. În schimb, când vine vorba de... Probabil că din punct de vedere științific este important pentru oameni să stea împreună. N-am citit studiile, dar cu siguranță poate ele pentru tine sunt. Nu e neapărat pentru mine nu, am avut experiențe îngrozitoare. Dar vorbești cu tine mama, vorbești și cu tine eleva. Da, îmi place să știu puiul acasă, așa, în camera aia, eu să-l hrănesc. Ce spune Noa? El vrea la școală. Vrea la școală. E de înțeles. Da, dar nu l-aș trimite la școală până nu sunt 100% sigură. Și gândul că cineva din nevoile lor profesionale, politice, se joacă și riscă calitatea vieții copilului meu, îmi creează furie. Și ce o să faci? Pentru că într-un fel sau altul vom fi constrânși, nu? De nu, ceea nu ne constrânge nimeni. Crezi? Nu, pe mine nu mă constrânge nimeni. Nu, eu pot să fac homeschooling cu copilul dacă se ajunge la așa ceva, dar eu nu vreau să risc să-l bag într-un focar de... Nu risc! Din nou, fiecare e pe cont propriu? Nadine, am sentimentul. Încă nu s-a terminat furtuna pentru mine. Pentru mine sunt în mijlocul. E adevărat, dar vorbim aici pentru sute de mii de telespectatori, pentru sute de mii de oameni, de români. Cum să înțeleagă ceea ce o să urmeze? Mai e foarte puțin. Revin la copilăria cu care vedem lucrurile, și anume noi vrem să facem niște acțiuni normale ca și cum situația ar fi una normală, scoțând din vedere faptul că este o situație fără precedent pentru generația noastră și pentru mentalitatea noastră și nu ne putem raporta normal la ea. Nu o să ne iasă cu nimic din ce am făcut înainte, cel puțin 2 ani de acum încolo. Și trebuie să facem pace cu asta. Ce faci tu acum e o zbatere. Nu poți să duci copilul din punctul meu de vedere și să riști loterie. Poate, da, poate nu se îmbolnăvește. Eu n-aș risca lucrul ăsta. Și școala nu se va mai face la fel și trebuie să schimbe felul în care se dau examenele. Trebuie să schimbe materia, trebuie să schimbe. E multă muncă. Pentru că și toată trăznaia asta care se întâmplă este altceva decât noi ne-am gândit vreodată și ne-am pregătit pentru. Tu îți dorești să dai bacalaureatul chiar online? Dacă, indiferent. Nu? Ar fi minunat asta, nu? Mie ar fi... pot să-l dau și în parc. Eu n-am o problemă, îți jur. Doar să nu se joace cineva cu calitatea sănătății mele. Nu am altceva. Dacă am sănătate, pot să culeg și căpșuni, pot să-mi cresc și copilul, pot să învăț copilul să-l pregătesc pentru viață. Dacă mi-o iei, îmi iei uneltele, nu mai am ce să fac. Ia-mi altceva, ia-mi părul din cap, ia-mi zile din viață, alea mai târziu, dar nu-mi lua sănătatea, n-am altceva. Nu vreau să depind că ai ventilator, că nu ai, e o alba-neagră pe care nu. Dau un parc sub copac și îmi strigi subiectul 3, daci și romanii. Dar nu improviza. Și eu când văd improvizație cu sănătate, nu mă duc. Adică eu am 43 la 44. Eu pot să dau bacul și la 50 de ani. Eu n-am o problemă. Iar copilul meu poate să mai stea în clasa a patra încă 2 ani pentru mine. Eu nu am o problemă. Eu pot să-l ajut să. Și fiecare părinte, eu înțeleg, fratele meu nu are cu cine lăsa copilul. Ăsta este momentul. Strângem toți bani, plătim un salariu ca să stea unul acasă cu copilul?
Sau spunem, bă, ți l-ai făcut, crește-ți-l. Ăsta e momentul de împreună care mă emoționează. Un alt fel de împreună. Deci eu prefer, dacă mă sună prieten, fă, nu am cu cine să las copilul, unul se duce la muncă, unul stă acasă. Mă ajutați? Da, voi cât ca pe familie, lună. Iată, familia extinsă, da? O să luați o hotărâre din punctul ăsta de vedere, nu? Orice, eu i-am zis lui frate, te rog frumos, nu risca calitatea, sănătatea copilului. Noi ce ne mobilizăm, luăm o decizie împreună, neamuri. Cu bunica, cu mătușa, cu suntem... Acum e nevoie să fii mătușă, să fii unchi, să fii... Acum. Ceea ce poate vezi, din nou, n-ai avut atunci când a trebuit să se întâmple și ți-am văzut vulnerabilitatea în toată splendoarea ei. Ești vulnerabilă. Mm. Este ultimul lucru pe care tu vrei ca eu să văd la tine. Mm. Iar eu, la fel, e ultimul lucru pe care îmi doresc să fie văzut. Dar e primul lucru pe care vreau să-l văd la tine. Nu-mi convine. Dacă ar putea să apăs un buton să mă transform într-un robocap și să... Dar suntem... Asta e splendoarea ființei umane. Suferi. Te simt că suferi. În general sau pe o anume temă? Sau... Acum, în momentul ăsta, când tot ceea ce îmi spui... Sunt foarte frustrată și furioasă pentru că... Este acea mască, te rog, continuă, pentru că vulnerabil când ești și simți asta, o pui o armură, da? Pui o mască. Acum, la propriu, trebuie să folosim masca. Cu atât mai mult sporește înstrăinarea și frustrarea. Iar tu vorbeai despre asta. Continuă. Ești foarte frustrată. Sunt, dar... Eu nu văd... Eu cred că trebuie să învățăm să scoatem din noi o altă variantă de a fi. Faptul că ai mască, că nu te vezi cu oamenii, nu înseamnă că nu poți scoate din tine alte variante de a vorbi, de a comunica, de a te conecta cu oamenii. Asta este o scuză penibilă, că ne conectăm, suntem prieteni doar pentru că ne vedem vinerea la terasă sau în fiecare zi la brunch. Nu despre asta este vorba. Eu pot să-ți demonstrez loialitatea, prietenia mea și că sunt real conectat în viața ta, independent dacă mă văd cu tine sau dacă am mască sau nu, pentru că aleg să real să mă conectez cu tine. Dar oamenii se ascund, au scuzele astea, s-a răcit relația și cu pandemia asta. E nevoie de efort, nu? Despre asta, exact. E nevoie de efort, e nevoie de implicare. Și mai ales că acum e nevoie să duci kilul ăla de făină. Bă, m-am gândit că poate nu ai, știi? Asta sunt momentele, nu o să treacă și nu o să mai ai ocazia să demonstrezi. Este o rară, e un regal faptul că îmi dai voie să-ți arăt că sunt alături de tine. Situația asta mă pune în situația de a-ți arăta că sunt alături și pot fi. Minunat, minunat. Poți să spui asta cuiva? Ai spus asta cuiva? N-ai vrut, acum un an mi-ai zis că nu poți, nu poți să integrezi asta, nu poți să arăți, nu poți să recunoști. Hm? Sunt mai concretă când vine vorba de lucruri concrete. Dar când vine vorba de fineți, recunosc, nu mă pricep și sunt certată de deseori. Delicate, nu? Dacă așa. Nu te-ai gândit că poate eu nu mă simt, nu m-am gândit, trebuia să-mi zici. Așa. Păi, dar tu n-ai simțit din glasul meu. Doamne ferește, despre ce vorbim, n-am simțit din glas. Tu spune-mi, tanti, nu mă simt bine, am nevoie să... Și sunt drept. Cine sunt cei care, iată... Prietenii apropiați. Soțul ce spune? Apostolescu e foarte obișnuit cu mine. Da, și identifici, adică el știe. Tu identifici la el, nu? Momentele alea în care, la fel, și el este mai vulnerabil și are nevoi. Le identifici? Apropo identific, de finețuri. Dar nu sunt încurajate. Nu ești? Nu sunt încurajate acele momente. A, e adevărat, nu sunt încurajate. Eu, când vine vorba de copil, pe el îl învăț să fie, să se mai îndoaie, să mai pună... Așa. Dar când vine vorba de Apostolescu, bietul de el nu prea... Nu încurajăm astfel de păi situații. Și... Și? Lucrez la mine în domeniul ăsta. Știu că lucrez. Și anume, mi-a spus un bărbat, zice, eu am 27 de ani, mai copilăresc. Nu. Eu care nu îmi dau cu părerea despre cum aleg oamenii să fie, dar în momentul ăla, la 27 de ani ești bărbat. Dacă tu alegi să fii copil în trup de animalul de 27 de ani, lucruri ți se vor întâmpla pentru că oamenii te tratează ca un copil, pentru că tu te raportezi la bau-bau ca un copil și plângi după aia în colț deprimat că nu știi de ce ți-ai luat-o pentru că n-ai făcut față. Dar dacă ți-asumi că ai 27, 45, 70, frate, tot istoricul ăla experiențelor s-a downloadat în tine și ai soluții,
eu de ce îmi place să zic că am 43? Pentru că 43 nu înseamnă doar că am dungile astea la nas pe care nu le-am umplut cu hialuronic și mi-e teamă că sper că nu o să o fac niciodată, dar mă rog, vedem, mă mai invit și eu aflăm. Dar 43 de ani înseamnă că sunt cu fața la joc, pentru că am fost acolo și acolo și acolo și acolo și mi-asum și se vede pe mine. Chiar, și dacă toată chestia... chiar dacă doare. Frate, chiar dacă doare, dar asta e frumusețea. Altfel a fost degeaba toate alea. Dacă eu la 43 mă dau de 20, ferească Sfinții Zan din nou 20. Dacă lucrurile să fie așa, în echilibru, în armonie, ne străduim, nu? Mm. Acolo, în familia mică, da? La ce, ce accesezi, iată, din arsenal, nu? Cel mai des, ca să fie bine, să ții lucrurile în armonie, în echilibru. Pentru că te vedem aici, iată, făcând în toate felurile, nu? Ca toate visele. Cum faci? Tu să știi că eu sunt nevastă ca la carte. Așa? Dar recunosc și Apostolescu știe asta, eu sunt un personaj. În căsnicia mea sunt un personaj splendid. Ca la carte. Studiat, o să-mi dai foarte. Voi la un moment dat să-l întreb și pe domnul Apostolescu. Da, o să spun pentru că recunoaște și știe și este recunoscător că depune efortul ăla. Pentru că altfel n-ar funcționa lucrurile. Eu sunt nevasta care, emoționată, pun mâna pe mâna lui de față cu prietenii și oftez așa. E al meu. Acele gingășii care cumva, chiar dacă știm că sunt un rol, au farmecul lor. Înțeleg că în toată explozia asta de feminism și lupta asta așa, nu este cartea care, dar... Așa. Până la sfârșitul zilei, mie trebuie să meargă prăvălia. Și ca să meargă așa. Prăvălia, noi avem generația asta de bărbați. Eu pe ăsta, pe Apostolescu, nu-l schimb acum la 45 de ani. Poate cu ăsta, copilul meu, să ai pretenții să nu dea ochii soția peste cap și să fluture din gene. Dar eu vin, mă lupt în generație cu ăsta care nu are habar de astea. Și atunci las la o parte cu feminismul, bat din gene, oftez emoționată și merge treaba. Las, dacă este înfuriat, îl las, mă retrag, deși îmi vine să-i și aș putea, știi? Dar îmi vine să zic chestii că am talent. Și fac... Și poți tu? Da, poți? Da, că văd, am interes. Da? Interes, am, că lumea zice, că de ce te-ai căsătorit? Din interes! Să am și eu cu cine îmbătrâni și vreau să îmbătrânesc cu ăsta, că îmi place de el, jur. Lângă ăsta vreau să îmbătrânesc, nu altul. Îmi place tot la el. Ăsta e interesul meu. Suprem. Și atunci pentru asta plec capul mai... Minunat interes. Da, minunat deci, interes. Și de asta, pricep. Pentru interesul ăsta ești o nevastă. Sunt ca la carte. Ca la carte. Sunt cu șorț și când îmi face câte un compliment, fac așa, cum sunt mă emoționez. E un personaj, am lucrat la el și îmi place. Mă, și mă descurc și mă pricep. În relația cu noua, în schimb, sunt foarte... Dar stai un pic, stai un pic, să ne oprim un pic aici. Datorită faptului că tu faci asta, e un efort, da? El practică recunoștința? Da. Da? Minunat. Pentru că, din punctul meu de vedere, femeia trebuie să conducă toată familia și toată casa. Femeia nu poți să lași pe mâna bărbatului casa cu familia. Nu se poate așa ceva. Un bărbat acum de la... televizor ar putea să spună, păi cum, cu o nevastă ca Nadine, nici n-ai putea să nu fii sub papuc. Nu, păi asta e frumusețea, că nu ești sub papuc. Eu sunt sub papuc și accept papucul, dar pune, dragă, papucul, e vreo problemă cine pune papucul. Tu, păi, bă, n-am orgolii. Vrei să pui, sunt supus, ce vrei tu? Pe mine mă interesează să meargă familia în direcția în care eu decid. Eu ca femeie. Și atunci tu te supui. Da, bineînțeles. Asta vrea sunt bărbatul. De luni până duminică sunt supusă și... N-am puține, dar eu am descoperit că bărbatul are nevoie să-i dai o direcție. Așa. Are nevoie să știe pentru ce se trezește dimineața. Și frumusețea este că el nu știe care este direcția și nu știe încotro. El are nevoie de... Asta este descoperirea mea. Are nevoie de femeie. Și când femeia îi dă direcția, el cu bucurie se duce spre. El se întoarce din direcția aia, că el tot sapă în direcția aia unde vrei tu să te duci cu familia, cu copilul, cu... Așa. Așa. El se întoarce la tine în fiecare zi, dar dacă nu-l mângâi pe cap să-i spui bravo, degeaba. Nu se mai duce. Direcția înseamnă că vrei casă nu știu unde, că vrei școală nu știu de care pentru copil, că vrei un anume venit pe an, că vrei un anume... Ce vrei tu ca femeie, ce viziune ai pentru familia ta, tu s-o decizi. Dacă ferească Sfinții, îl lași pe bărbat să decidă, nu e bine. Deci, ai descoperit. Am descoperit și e bine așa. Și el se duce cu bucurie.
Și poate e bine că spui destul de des, 43. Da. Măcar să înțelegem că poate după 40 plus, mă înțelege într-o majoritate, mă gândesc, nu? Uh-huh. Nu? Vulnerabilitatea nu înseamnă doar să cunoști victoria sau înfrângerea, ci să înțelegi că ambele sunt necesare. Înseamnă să te implici cu toată ființa în ceea ce faci. Aș vrea să citesc ceva din cartea asta. Apropo, că ne gândim foarte mult la ceea ce mai putem face, nu pentru ai noștri copii, exact cum spuneai, pentru bărbații noștri, pentru partenerii noștri din generații, ce mai poți să faci? Deși femeia toată viața ei nu își dorește să-l schimbe pe celălalt. E așa ca un obiectiv pus pe piedestal. E o prostie și asta. Da, nu vreau să-l schimb. E bine așa cum e. Să aibă sentimentul propriei valori în tot ceea ce fac. Să-și accepte vulnerabilitățile și imperfecțiunile. Să nutrească un profund sentiment de iubire și compasiune pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți. Să prețuiască munca, perseverența și respectul. Să aibă un sentiment al autenticității și apartenenței adânc înrădăcinat în lăuntrul lor. Nu să le caute în locuri exterioare. Să aibă curajul de a fi imperfecți, vulnerabili și creativi. Să nu se teamă de rușine, orică nu sunt demni de iubire în caz că sunt diferiți sau dacă se confruntă cu probleme. Să facă față lumii noastre, mereu în schimbare, cu curaj și cu spirit rezilient. Acum că am ajuns la cuvântul ăsta, uite, e și un moment să învățăm un cuvânt nou. Rezilient. Splendid. E splendid cuvânt, nu? E o capacitate de a te adapta, nu? Într-o manieră favorabilă, în situații potrivnice. Uh-huh. Deci, uite, asta mi-aș dori eu, pentru copiii noștri, da? Pentru că vorbeam înainte de emisiune, cum să ne pregătim pentru ceea ce este acum și pentru ceea ce va veni. Situația va fi nefavorabilă. Trebuie să creștem capacitatea de a ne adapta favorabil. O să putem? Sigur. Strămoșii noștri au făcut-o și noi o vom face. Dăm două, trei unelte. Conexiunea cu sinele. Când te împrietenești cu tine, când te întorci în tine și când realizezi că tu ești soluția la ale tale și nimeni altcineva, se face un parteneriat pe care nu-l poate rupe nimeni. Și din tine ții forța pentru tine și ale tale. Nu depinzi de bărbat, nu depinzi de copii, nu depinzi de prieteni, de telefoane. Când ajungi ca tu să fii matca resurselor tale, pentru că noi suntem matca resurselor noastre. Relația cu sinele este pentru mine cea mai importantă. Eu când am plâns o săptămână, nu m-am dus la Apostolescu, repară-mă, nu mi-am sunat cea mai bună prietenă, știam că soluția nu e acolo, că am găsit-o în mine, mai devreme sau mai târziu. Doi ar fi binele comun. Nu se poate să nu ne gândim la acest împreună. Este o unealtă extraordinară, pe mine m-a ajutat enorm și mă ridică de fiecare dată când mă gândesc la noi ca popor. Mă însuflețește pentru că este un ideal înalt la care alții au aspirat și la care aspir și eu. Și studiam cu pașoptiști în ultima vreme și am fost atât de emoționată, așa tineri și așa minți luminate și așa idealuri splendide și uite-ne unde suntem. Vreau și eu ca ei, pentru că văd că alții nu. Te uiți la televizor și știi ca cine nu. Da. Dar avem și variante de ca cine da. Și binele comun pentru mine este un altă extraordinară. Și trei, ultima, să igienizezi mintea, să scoți tot ce este slăbește, nu ești în trend, ce-ai mâncat astăzi este sănătos. Nu, igiena păstrează doar elementele care acum, de acum ai nevoie, fie că sunt bune, fie că nu sunt bune, evident nu să-ți faci rău, ca să fim pe linia de plutire. Eu, pap și amandine în perioada asta, mi-aș fi dorit să nu, în februarie nu mă gândeam că am să pap amandine multe în perioada asta, dar dacă mă ajută să trec, sunt un pod către a doua zi. Mama e de amandină, dacă doar despre asta e vorba, dă-ți amandina. Mă culc la două noaptea, mă trezesc la 10. Crăpam de rușine cu un an înainte să mă trezesc la 10 ziua, eu care la 6 eram virtuoasă prin grădină. E, uite, sunt vremuri când ne trezim la 10 dimineața pentru că nu reușim să ne punem la loc. Dă-ți 10 dimineața. Orice să funcționezi, dar să-ți păstrezi igiena minții. E minunat ceea ce spui și mă bucur că de fiecare dată ai venit aici fără mască. Mulțumesc. Deși Lorentina, respecti regulile, trecând în planul ăsta concret, da? Stăm la o distanță
recomandată, da, o distanță fizică recomandată, da. Și întotdeauna respectăm regulile, da, pentru protecția noastră și a celor și din jur. Și din respect pentru istoricul acestui popor. Ce frumos era când noi eram aia pe loc întâi, românii care n-au făcut, ții minte, în primăvară. Eram noi și mă gândeam, noi chiar, bă, știu din totdeauna că noi suntem special, mă, uite-te la noi ce cuminți am fost. Și acum picăm din lac în puț, știi? Și e o rușine? E o rușine și asta? Fulgenată, pentru că noi putem, noi românii, știi? Și din respect pentru istoricul nostru, îmi place să respect regulile. Noi merităm ca eu să respect regulile, ca tu să le respecti. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici alături de mine. Te aștept la anul după BAC. Abia deci dai chiar BAC-ul la română, da, la istorie. Istorie. Bine, o limbă străină, la engleză, da, clar. Da, la sociologie. La toată sociologie, vara am învățat doar la istorie, pentru că aveam lacune mari. Și sunt atât de recunoscătoare că m-am ancorat în acele minți de care vorbeam mai devreme. Mm-hmm. M-a inspirat enorm. Succes! Mulțumesc frumos! Să fim sănătoși și la să toată lumea. Cu bine!